Salutare, Pinker și Pinkeriți, eu sunt iHatePink și bine v-am găsit la episodul cu numărul 38, a fost 38, acum vine 39 din quest-ul lui Pink și o dita mai deasa de frunzele, hai să și începem, pentru că am văzut în challenge-uri, un challenge care chiar m-ar ajuta, nu e ceva de genul, ceva... construiește o baie. Nu, e un challenge care pur și simplu mă va ajuta în viitor, așa că m-am decis să-l încep pe ăsta. Este vorba de o frămă de copaci. Nu plănuiesc să fac una automată sau, mă rog, chestii de-astea. Ceva foarte, foarte simplu, nu știu exact cât de lat, dar sigur o să tragem puțin și din partea asta. Așa și așa și așa. Facem întâi un schelet așa, a ce vom ajunge să facem până la urmă. Și nu vreau ca chestia asta să stea așa în aer. Până la urmă așa va sta. Nu, stai. Pac, pac. Bun. De fapt, stai, ar trebui să număr chestiile astea. Pentru că toată chestia de asta de aici va fi plină cu dirt. Deci o vom umple cu foarte, foarte, foarte mult dirt. Da, e de ajuns. Și... așa și așa. Și o să-l ducem așa. Nu mă deranjează că sunt unele greșeli făcute pe la sfârșit pe acolo. Ce să mai. Acum mă întreb cum o să pun copaci. Adică nu e nevoie să îi pun. Sau nu. De ce să umplu toată asta cu dirt când pot să înlocuiesc pur și simplu locurile unde vor fi copaci cu dirt. Dar asta voi face. Alte planuri. Și am stat. Cred că am stat o grămadă de timp să adun frunzele astea stupide. Așa. Nici nu am mai stat să tai copaci, numai frunze, 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 îmi trebuie frunze, îmi trebuie frunze. Și veți observa că și acest video din quest-ul lui Pink este un pic mai scurt, dar asta doar pentru că trebuie să ies afară și, deci într-o oră de când filmez eu trebuie să ies afară și am de gând să las calculatorul să facă render. Și după cum am zis, seria de End Farm Survival nu va interfera cu... seria noastră normală quest-ului Pink, așa că nu trebuie să vă faceți griji că nu voi, că voi pune mai greu quest-ului Pink sau ăsta. Nu e vorba de asta. Așa, bun, și ați văzut aici că am altfel de frunze. Păi, nu e nevoie să le schimb, adică chiar dacă astea noi sunt super șmechere și sunt mult mai șmechere, nu cred că e nevoie totuși să le schimbăm. Și cred că voi merge la un moment dat de jos să fac niște stâlpi de susținere pentru chestia asta. Ar fi super, super tare. Și a zis cineva că să fac un mormânt pentru Pinkerfield, dar mormântul e făcut de 10 episoade. Nu e problemă, înțeleg că sunteți mai noi și nu știți ce a fost în episoade. Ce s-a întâmplat în alte episoade. E ok. Păcat totuși că n-ați urmărit seria de la început, adică veniți... nu e prea plăcut să veniți la ultimul episod și să spuneți mai pune că nu mă sator, dar nu le-a văzut pe nici pe cel din față. Nu e atât de plăcut și e foarte, foarte mult de muncă la chestia asta. Și hai să vă zic un mesaj cel puțin ciudat pe care l-am primit de la un pinker. Mă ruga să, deci îmi spunea că îmi dă contul și parola lui de Steam și să pun eu videouri cu mine, deci să pun videouri făcute de mine, lucrate de mine, pe channelul lui ca să devină și channelul lui mai popular. Mi-am tras un facepalm. Deci nu știu unde a fost capul acelui tip când m-a rugat așa ceva, dar îmi pare rău, i-am dat bloc direct. Cu asemenea persoană eu nu vreau să am de a face, deci vă rog. De asemenea, cum am zis, aia de mesa mea e plină și de Skype la fel, e foarte plină de oameni care majoritatea nu vor ceva de la mine, doar să mai aibă. Ok, e o regulă cu asta, dar pentru a mai goli puțin din chestia aia, am pus niște reguli. Deci dacă mă băgați într-o confă de aia de la Caterinca, știți? Dacă mă băgați într-o de aia, îmi pare rău, eu nu accept așa ceva. Doar pentru că de fiecare dată când intru, cum eu am deep freeze pe calculator, primesc de fiecare dată notificări de la conferințe în care am ieșit de 100 de ani. Deci am ieșit, am conferințe de 2 săptămâni în care ies și tot îmi apar și nu-mi plac chestiile astea. Și oricine mă adaug în astfel de conferință, îmi pare rău, dar primește bloc. Așa. Și mai avem numai chestia asta de umplut. Ok, nu e atât de mult. Ce face timerul? What the fuck? Am uitat să... nu contează. Mi-era mie cam suspect, nu contează, vom zice că suntem pe la minutul
6, nu contează, o să facem noi un episod de 15 minute de acum încolo, de când am pus cronometru. Cu timpul dinainte se va face probabil 20 de minute lejer. Așa. Și da, frunze. Da, cred că, da, vor fi de ajuns frunzele pe care le am acum. Și nu, frunzele pe care le pui tu cu mâna ta, alea nu dispar, nu se ofilesc, nu dispar. Pentru că cineva a zis că, Pink, de ce ți-ai făcut totul din frunze? O să se ofilească și o să vezi că nu o să mai decât crafting table-uri putitoare. Nu. Astea pe care le pui nu dispar. Deci alea din copac, alea naturale, dacă le tai copacul, lemnul, adică, le tai lemnul, ele dispar. Astea care le pui tu nu mai dispar. Așa este aici. Și vă rog, orice sugestie, orice coment ați avea, puneți-l în secțiunea de comentarii. Oricine îmi dă coment, deci sugestii și comenturi pe Skype, pe MS, vă rog, primește block, primește ignore. M-am săturat să repet chestia asta, deci vă rog. Așa, pentru că nu, mulți cred că să mai aibă în listă este un drept. Nu, deloc nu este deloc un drept. Nu zic că e un privilegiu, dar chiar este un privilegiu. Adică, măcar dacă mai ai listă și am zis că îți dau bloc dacă faci conferințe și de astea, mă rog, chestii de astea, dacă am zis chestia asta, nu te calici când îți dau bloc pentru că încalci regulile, pentru că foarte mulți, de ce mi-ai dat bloc pe contul ăla? Frate, ai făcut conferințe kilometrice de nu știu câte multe ori. Frate, eu sunt un om, nu pot să înțelegi că chestia aia mă deranjează, dar nu. Ok. Hai să mai vorbim puțin despre gameplay, pentru că să nu vă simțiți ofensați. Cred că, da, hai să înlocuim și chestiile astea de aici. Pentru că, frate, și ce, hai să le luăm întâi pe toate și după aia. Pentru că, pur și simplu, strică din imaginea asta. Mă doare așa când văd chestiile astea. Hai să vedem. Bun. Deci sper că m-am făcut înțeles și cu chestia aia. Și nu fac chestia asta cu blocul decât... Deci numai din cauza că am listele pline și astea. Și mi-a zis cineva, de ce nu fac un alt ID? Nu eu trebuie să-mi fac un alt ID. Eu nu sunt obligat să fac un alt ID. Pur și simplu să dau bloc celor care mă deranjează. E foarte, foarte simplu. Așa. Asta cred că va dura ceva, adică uite și tu cât e. Și nu știu exact cum, la ce distanță se fac fermele de copaci. Cu copacii cred că în episodul viitor o să mergem... și o să luăm sapling-uri de fiecare tip de copac. Cred că mai puțin cel normal sau ceva de genul. Nu știu exact cum să fac ferma astfel încât copacii amici să nu crească în niște copaci mari. Trebuie să le pun ceva deasupra trunchiului, mă rog, unde o să crească ei și o să crească mici. Și ce mă deranjează chestiile, petele astea de aici. Dacă biomul este altfel, n-ai ce să-i faci. E ciudat, adică uite și tu, părticica asta de biom este dintr-un biom de mlaștină. Și uite și tu ce mică e. Deci se întinde cam până la copacul ăla, vine până aici, apoi cred că dispare sau nu dispare, stai să vedem. Nu dispare, se întinde până aici și pur și simplu o porțiune cu biom de mlaștină. Nu înțeleg de ce Minecraft-ul a creat o porțiune de asta de biom atât de mică până la urmă. Normal, astea biomurile le separă fiind mai mari, știți? Dar na. Și na, în legătură știri din Minecraft, serios, nu m-a mai interesat să văd ce s-a mai băgat nou, ce se întâmplă, chestii de astea. După pre-release-ul ăsta, de fapt nu pre-release, după Minecraft 1.2.5, nu prea mai primim vești despre noile update-uri. Cred, adică așa cred eu acum, nu știu, nu am văzut și stai, moștii, nu știu, nu se pot spona pe frunze, nu? Ok. Oricum va trebui să punem lângă fiecare bloc de dirt unde punem un copac. Cred că vreau să lucrez cu birchwood. Dacă vreau să construiesc... De fapt, nu, ne trebuie toate tipurile de copaci. Așa că hai să mai luăm niște frunze, dar avem destule, nu este problemă. Așa, bun. Și... mai avem și groapa asta. Mamă, cum o pot face mai repede? Nu o pot face mai repede până la urmă. Așa, oh my god. Și nu știu dacă în seara asta, după ce pun acest videoclip, voi mai filma un episod din Ant Farm Survival... probabil că da, probabil că nu. Adică nu prea am planuri
să zicem, în materie de jocuri, ce să joc în seara asta sau chestii de astea, așa că... Plus că la Team Fortress 2 am luat toate itemurile și urăsc drop sistemul ăla stupid. Am luat itemurile de joia trecută și acum trebuie să aștept până joi ca să primesc alte itemuri. Bun, chestia asta e gata. Hai să mai luăm o liană de undeva, uite de aici. Și hai să luăm totuși mai multe. Pac, pac. Aici nu este o liană. Ok, în față nu avem niște liane. Am zis că o să punem data trecută și am uitat. Păstrăm una, lasă, păstrăm una. Pentru că vreau să vin aici să o pun. Pac, bun. Deci avem scara pe care ne urcăm aici. Foarte, foarte simplu. Da, cam aici va fi. Mă întreb la ce distanță vreau să fac chestia asta. Până la urmă, hai să văd, sapling-urile din astea nu-mi dă sapling-uri, adică am bătut destul de multe și... Stai așa. Hai să distrug câteva de astea. Nu. Am nevoie de un sapling ceva. Așa. Aha, cu sabia e mult mai rapid, bun. Oare dă sapling-uri din astea? Adică dă? Serios? Nu dă? Ok, se pare că va trebui totuși să mergem la un copac să luăm sapling-uri. Fuck it. Pac. No, nu dă sapling-uri. Probabil dă, dar nu am eu noroc și na. Hai să vedem. Mob spawn-ul funcționează dacă stăm destul de aproape de el, dar nu am timp să stau acolo, așa știți. Și găinile ce mai fac? Eu numai una, dar... de fapt sunt mai multe și mă enervează, uite, găinile nu le poți vedea dacă ești la distanță, din cauza, probabil din cauza Optifine-ului, dar oile și astea le vezi, deci nu pot să înțeleg. Și acolo e o torță pusă de mine, dar nu știu de ce am pus-o acolo până la urmă. Hai să vedem dacă ăsta a spawnat ceva cât eram pe acolo, deși nu cred. Trebuie să mergem și să... Oh, e un schelet acolo, ok. De cât timp stă scheletele ăsta aici oare? N-avem și ce mâncare la noi. Ah, avem niște care de zombie. Ok, e bună și asta. Așa. Pac. Pac, pentru că trebuie să alergăm. Hai. Oh, și un creeper. Oh, tare. Oh, încă un schelete. Ok. Oh, încă un creeper. Doi creeperi. Oh, Oh, se pare că funcționează cât de cât. Dacă stai la o distanță, la o anumită distanță, chestia asta funcționează. Probabil o să mă las o dată AFK, cam ceva în genul ăsta. Nu, stai. La a doua de asta. Și cred că e destul loc, sunt destul de departe ca să mă sponeze. Hai să pun aici o chestie. Stai să văd. Nu, stai. Așa, bun. Și... mamă, cât Endermani. Frate, trebuie să mergem să-i batem. Ne trebuie enderpearl-uri și da. Au, încă doi scheleți. Ok, nu mă deranjează. Hai să le tundem picioarele. Oh, un zombie. Așa, bun. Pa, pa, pa. Chiar nu înțeleg înainte când zombii dădeau numai... De fapt, zombii dădeau pene. Chiar nu înțeleg ce era în capul Notch când a pus chestia. Adică pene, serios, Notch. De unde pene? Nu pot să pricep. Dar probabil nici el nu înțelegea de ce dau pene, dar... cred că atunci găinile dădeau pene. Da, dădeau și găinile pene. Ei bine, atunci nu știu. Probabil pentru că erau foarte greu de obținut și găinile nu le puteai înmulți foarte repede sau... Nu știu. Așa, vină tu, vină tu. Nu, nu, dă-i pe engine. Ok. Așa, bun, avem un ender pearl. Avem unul la noi. Mai sunt o grămadă de enderman pe aici, așa că hai, tu. Pac, pac. Pac. Și așa bateți un Enderman fără să se teleporteze încă unul. Super. Îi dați la picioare pentru că el nu se teleportează și doar spamați într-una click încă un Ender Pearl. Ok. Se pare că până la urmă vom merge la dragon mai repede decât credeam. Dacă și ăsta dă... Ah, nu. Ei, trebuia să nu dea unul din ei, adică... Na. Bang. Bun. Hai să vedem. Ce vreau eu să fac eu pe aici? Da, ne trebuie niște sapling-uri de copaci. Sapling-uri de copaci de junglă. Hai totuși să... Stai să pun astea aici, bun. Așa, hai să mai încerc o dată. Este ultima dată. Oh, serios. Anyway, hai să... frate, vreau să mănânc ceva. Așa, bun. Vreau să mănânc ceva. Avem level 8. E destul de bine. Nu știu dacă vreau să fac enchant-uri de level atât de mare din nou, pentru că ați văzut că am încercat de nu știu câte ori și tot n-a... Enchanturile, oh,
Oh, avem un sapling de ăsta bun. No, avem unul. Oh my god. Oh, frate. Avem un sapling de copac normal. Cred că asta va fi destul. Oh, un creeper. Hai să vedem cum scăpăm de el. Nu, nu, fuck you. Ok, bubuie, bubuie, sigur, nu mă deranjează. Și tu mori și... Oh, eu nu o să lot acolo. Ei, ia uite cum fug fraierii ăștia de creeperi. Hacia! Bun, mort. Avem nevoie de sapling-uri, hai să vedem. Cred că... Deci, uite și tu, deci ce repede pică din astea. Nu cred că... nu cred că din alea mai dau sapling-uri, de alea care le pui tu. Categoric nu, adică uite și tu imediat cad aici și când puneam eu alea de jos. Bun, avem 4 sapling-uri normale. Știu că am aruncat atâtea sapling-uri de alea. Avem și nevoie și de niște sapling-uri de copaci de ăștia de junglă. Copacii de junglă e bine totuși că nu poate să crească uriaș decât dacă pui 4 unul lângă altul. Am primit unul? Da, am primit unul. Cred că ne mai trebuie câteva. Hai să mai batem totuși câteva de astea. Și s-a stricat sabia. Na, frumos. Uite, am mai găsit unul. Avem 2. Cred că nu e de ajuns deocamdată. Hai să mai... să mai batem câteva de astea. Nu, să mai batem, că doar nu ne batem copacii. Să mai distrugem câteva frunze de copac de junglă de ăsta. Adică, mă refeream când vorbeam de noile update-uri la Minecraft. Mă gândeam, frate, biomul ăsta cu jungla arată super tare. Și sunt atât de multe biomuri pe care le-ar putea implementa și a care arăta bestial. Mai ales sunt o grămadă de moduri cu biome, plus biome, nu știu ce. Mă rog, chestiile alea sunt uimitoare, adică unele biomuri de acolo, n-am ce spune, uimitor. Ce fel de biomuri sunt? Sunt unele de gheață, ghețari întregi și așa era super. Ghețari, vulcani ar fi super tare, dar cu lava asta din Minecraft nu cred că se poate face, nu poate fi vorba de vreo erupție sau ceva. Poate doar niște vulcani adormiți, sigur ar putea implementa. Adică, na, în Minecraft mergi, dai de un biome de ăsta, dai de un alt biome, dar toate la un moment dat încep să se repete, nu mai există nimic nou. Așa, am găsit în sfârșit, deci dintr-un copac întreg, 2 sapling-uri, uite, vreau să zic un sapling și fix atunci mi-a mai dat unul, ca să dovedească el că, na, mă rog, și fern astea, chiar mișto și chestiile astea, brăduții amici. Și acum că mă gândesc, nu am terminat de pus lâna pe tavan, așa că va trebui să mai mergem o dată să colegem oile, dar nu în acest episod, pentru că în acest episod, tu spaștele mătii de schelete, în acest episod am terminat, am făcut cam tot ce am avut de făcut și pentru că tot trebuie să plec de acum să, mă rog, să-mi fac treburile mele, îl închei aici și n-am mai mers de mult la ferma asta. Probabil vom merge într-o zi să o mai culegem o dată, dar cred că avem foarte mult sugarcane și sigur o să facem și niște torturi la un moment dat. Avem nevoie de ouă, știu bine asta, de zahăr, hai să luăm totuși niște sugarcane, să facem niște zahăr, avem ouă, zahăr, ne mai trebuie wheat-uri și găleți cu lapte, ok, știi ce, na, o să facem asta probabil într-un episod viitor. La revedere, pincări și pincărițe, hai ce faci, pinchița? Ți-e dor de Pinkerfield, nu? Da, e cam pustiu fără el. Dar e mort. Împăcați-vă cu ideea. Mulți zic că este încă în viață, că este acolo, dar nimeni nu dovedește. Și, mă rog. La revedere, Pinker și Pinkerițe. Bye, bye. Ii, ce coadă are pinchița. Bă, scoateți coada din copac, mă. Băi, scoateți...